Jaja, bajola, baba! Salutare sucevenilor pe Bucovina TV, la Viața în Suceava. Steve sunt alături de voi într-o zi în care vrem să vorbim despre pirați. Ei bine, nu cei din Caraibe, 1, 2 sau 3, nu cei de pe mări, nu, cei de aici, de la noi, din Suceava. De ce li se spune pirați? Pentru că fac ocazie, uneori și ei. De ce pirați? Pentru că nu plătesc taxe, cei mai mulți dintre ei, nu toți. La ce ajută și la ce nu ajută? Care sunt avantajele, care sunt dezavantajele acestor pirați, între ghilimele? Nu vrem să supărăm pe nimeni. Să aflăm ce gândește suceveanul. Deci, cum să vă spun, este bine și așa și așa, dar oricum, este mai bine ștelanț, nu pirață. Ei, nu. Nu, pentru că dacă omul are nevoie, are urgențe, el este nevoit, nu? Eu sunt contra. De ce? Păi, dar ce să fie pirați? Asta poate e bun într-un fel, dar în alt fel poate cel care duce are alte gânduri. Adică e bine? Da, e bine, nu e bine, da. Contra, sigur contra. Păi da, uite, ăștia cu autobuzul în Brugoale și... Bine, e bine că nu stă lumea la... Așa, dacă ar fi organizare, și mai e o bună organizare, dacă ar fi să fie microbuze pus la ore, e mai bine, dar e bine și așa, că dacă omul nu prea stă, e nevoie să duce, că așa vine din 3 în 3 ore, așa e mai des, știți? Așa, așa, așa. Dar eu sunt bătrână, eu stau mai mult în casă, nu prea știu, da. Dar dacă ai nevoie, te duci și ești foarte bucuros, pentru că poți să-ți rezolvi problemele. Depinde acum, poți să cunosc ideile la fiecare. Da, cum? Majoritatea. Că, de exemplu, Stroieștiul e aproape de Suceava și dacă are 3-4 dimineața are la ora 6, la ora 9, la 12 și seara la 6 iar. Dar așa lumea are între timp, multă lume care lucrează câmp la câmp, pământul trebuie mai repede. Avantajul în felul lor, pentru ei, nu pentru altcineva, în sinea lor. În... Mergem pentru că nu sunt mijloace în anumite domenii. De unde vrei să te deplasezi. Aici nu știu. Avantajul nu prea vă să fie. Dar e vorba când te grăbești. Îi mai faci semn la unul la altul. Bine, omul trăiește dintre așa ceva. Bine, înțeles că și mașina întreținere mașini, cauciucuri, uzură. Avantajul nu prea... Dezavantaj e starea materială. Pentru noi, na. Așa, pardon, dacă astea, mijloacele de comun sunt mult mai ieftine, dar aici dai mai mult bani pentru că n-ai încotro, te ducești nevoit. Dezavantajul nu pot să spun că... Înainte era autobuzul bunoar la țară, făceai naveta. Avea autobuzul la... Fix acum au scos tăți, te grăbești undeva, faci să ia manini. Păi noi cu ce poți ne devaza? Nu ne avantajează cu nimic. De exemplu, omul, el câștigă o pâine. S-ar putea, dacă ei au așa mai multe mașini, s-ar putea, dar nu cred că e un avantajul nostru, mai ales la pensionari. Da, da. De ce? Păi dacă vin așa, înseamnă că autobuzul merge după mană. Nu cred. Nu? Nu. No. Autobuzii au fost navetiți mulți ani și autobuzele au fost tot așa la ore mari, de exemplu, la amiază seara și dimineața când era așa, da. Pirații, între ghilimele, normal, după cum spuneam la începutul emisiunii, nu vrem să supărăm pe nimeni. E vorba de persoanele care iau alte persoane la ocazie, care se grăbesc. Odată trebuie să ajungi mai repede într-o anumită localitate din afara Sucevei. Nu ai autobuz decât peste 2 ore, poate, cine știe, 3, dar există și această variantă a piraților. Normal nu este legală pentru că foarte puțini plătesc anumite taxe, foarte puțini au grijă să aibă mașinile bine puse la punct. Din acest punct de vedere, știți că trebuie să respecte multe norme pentru a putea transporta
în comun persoane. Exact ceea ce se întâmplă în cazul de față, cu toate că e vorba de 4-5 persoane care uneori îi mai bulucești în mașina acolo. Dar dacă te grăbești, asta e. Dai și puțin mai mult, dar și ajungi mai repede dacă îi spui nenea, nenea, trebuie să, la ora, știi? Așadar, avantaje și dezavantaje. Dezavantaje din cauza normelor acestora care nu le verifică nimeni în cazul transportorilor de genul acesta. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744238830. Nu uitați de site-ul nostru www.viatansuceava.ro, care vă așteaptă tot felul de idei și, normal, replici la ceea ce spunem, pentru că noi putem să întrebăm câțiva oameni, dar sunt mai mulți în Suceava asta, nu? Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Super oferta la Alsace Mod. Set pentru dormitor Tudor la prețul de 1670 de lei.